știu că ai trăit, de fapt ți-ai promis, când ai după ce ai câștigat X Factor, ți-ai promis că următorul pas e să o revezi pe fiica ta și să faci tot posibilul să o aduci în România. Da. Ce s-a mai întâmplat? Sunt acum acasă. Ai adus aici acasă? În România, da. Pe bune? Da. Asta după 7 ani? Câți? Acum are 8 ani. Nu, de câți ani ai mai văzut totul pe ea? 2 ani. De 2 ani? Da. Când ai venit prima oară în, da, în România. Și cum a reacționat ea când... Era foarte fericită. Te-a văzut după 2 ani. Era foarte fericită și a fost foarte surprinsă pentru ea că n-am zic că o să merg acasă cu soțul. Și când a văzut pe noi la aeroport, era foarte... Mama! Și foarte fericită. Cum l-a primit pe soțul tău? Când a văzut pe soțul meu, repede a dat brațe și a zis, tati! Pe bune? Da. Mamă, deci cred că el a fost topit, s-a topit pe picioare. Da, și a stăta numai lângă el. Bănuiesc că înainte de întâlnirea asta, tu i-ai povestit ei despre... Da. Prințul, el e prințul, nu tu. El, prințel meu. Unde, uite-l acolo. Noi am prințesa mea acasă. Prințesa, cum e ea? Prințesa? Prințesa exotică. Prințesa exotică și prințul... Românești. Prințul românești. Așa să-i rămână numele. Și prințesa ta... Mică. A venit de tot în România. Mhm. Da, acum facem documentele ei, să stăm aici întotdeauna. Uh-huh. Trebuie să mai facem niște documentele, să fim aici, să mergem legal. La școală. Da. Dar, bine, și acum e legal, doar că există o perioadă de ședere. Dacă ne-ai spus că mami te ia și te aduce de tot în România, cum a reacționat fetița? Foarte fericită. Și acum când ne întreabă... vrei să merg înapoi în Filipine? Și a zis repede, nu. Au, mai întreb din când în când. Da, și a zis că România este foarte frumoasă și îi place aici. Și are mamă și tată. Tu vrei să mergi înapoi în Filipine? Da, și contrabă că dacă vrea să meargă în Filipine, doar că nu vrea să mănânce legumele la masă, știi? Ce mănâncă legumele, că altfel... Asta e un fel de pedeapsă, nu? Un fel de bau-bau. Toți copiii așa, da. Cum? Bănuiesc că acum trebuie să înveți limba română, să o duci la o... De școală. Școală de limba română sau în engleză? Limba română. În limba română? Da. Dar nu e greu de învățat pentru... Nu, deja am învățat niște cuvinte. Ce am învățat, ea? Multe. Primele tale cuvinte învățate în limba română? Te iubesc. Ale tale? Ale mele? Da, când ai venit tu în România. Nu vreau să zic. Urât. Foarte urât. Da, foarte urât. Da. Folositor. Bine că fiica ta a învățat printre primele cuvinte, te iubesc. Este foarte bine. Dar cine te-a învățat? Pe tine? Eu. Pe mine? Pe cine tine, da. Am avut multe prieteni care lucrează cu mine înainte în Taiwan și am întrebat, pot să mă învață ceva limbă română? Și a zis așa. Asta zice așa. Nu! Dar nu zice când... Și când ai ajuns în România, le-ai zis? Nu. Ești foarte deșteaptă. Da. Când va începe școala, fetița? În septembrie. În septembrie. Vrem să mergem la școală și vrem să luăm o profesoră privat pentru ea. Așa. Să învață limba română. Frumoasă. Da. Foarte veselă tot timpul. Pe oamenii negri, pe oamenii în negru i-a cunoscut? Păi da. Suntem fanii ei și suntem un fel de mascote. Am înțeles. Nu, ne înțelegem foarte bine și vreau să spun că are o pronunție în limba română, Casey, senzațional. Adică atunci când pronunță în românește, nu te prinzi că nu-i româncă. Dar de cântat? De cântat, nu știu, mama știe, cu cântatul, cu dansatul, cu astea, e în training acolo. Nu vrei să-i găsim o trupă de copii, de influencer? De... Când mergem la școală, da, știe... o să găsești. Știi să cântă și să dansezi? Tot. Știi, că mama. Ea vrea să fii ca mama, a zis. Și acum întrebarea este, tu ești foarte ocupată cu muzica, soțul tău cu făcut bani, bănuiesc, nu? Mulți bani. Nu! Întrebarea este, nu e o bună din Filipine? Nu, ea stătea cu
bunica și cu bunicul. Așa, și aici cu cine v-ați stat? Părinții lui soțul. Pe bune? Da. Și de aia a învățat foarte repede limba română, pentru că mama și tată vorbește cu ea în română. Doar în română. Spune-mi în limba ta maternă, dacă se poate, spune-le telespectatorilor noștri, poliglos de altfel toți, spune-le în limba ta maternă că ne întoarcem după pauză și o să cântăm alături de jukebox. Magbabalik po kami. Magbabalik po kami kasama ang jukebox. Kakanta po kami ng aming melod, ng aming kanta sa pagbabalik po ng Raidebun. Buhame! Buhame! Buhame!